Bună seara, bun găsit la final. Ursula von der Leyen a fost realeasă președinta Comisiei și acum urmează împărțirea funcțiilor de comisar. România țintește un portofoliu consistent, după cum anunța în urmă cu ceva timp premierul Marcel Ciolacu, inclusiv listele comune, dacă vă mai aduceți aminte, cele ale PSD-PNL, au fost făcute conform declarațiilor politice pentru a maximiza șansele României pentru o mai bună reprezentare. Despre negocierile de ultimă oră de la Bruxelles, despre circul din timpul realegerii Ursulei von der Leyen făcut de șoșoacă, dar și despre congresul extraordinar PSD anunțat pentru luna august, discutăm în această seară cu proaspăt europarlamentarul român, domnul Vasile Dâncu. Bună seara, domnule Dâncu! Bună seara! Ați bifat-o și pe asta. În biografia noastră politică lipsea funcția de eurodeputat. Acum puteți am să mai stați fost, am mai fost în primul mandat, unul scurt, ce drept. Așa. A fost observator un an și observator, după aceea da. Un an și jumătate ne-au validat ca și da. Parlamentar european. Da, da, da. Dar sigur nu se pune că am fost puțin. Stai mandat plin acum și nu intri în fiecare zi pe listă comună cu PNL. Sigur că asta poate fi și un handicap altfel, pentru că dispare puritatea ideologică. Eu sunt un tip de stânga și n-aș fi vrut să fiu neapărat pe o listă cu PNL-ul, dar a fost bine că am acum, făcut. Acum, dacă vreți să vorbim despre puritatea ideologică, putem să închidem studioul și să plecăm la o bere. Că... Sigur. Care ideologie? Nu mai există da. Asemenea. Da, haideți să începem chiar cu asta, deși nu neapărat are foarte mare priză la public, dar politic e interesant să vedem... Dacă m-ați fi întrebat ca spectator, de exemplu, aș fi zis că șansele Ursulei sunt cumva limitate în a conduce pe mai departe soarta Comisiei Europene. Din vari argumente, cât se poate de obiective, de la modul în care a gestionat pandemia până la criza generată de război din Ucraina și așa mai departe. Plus toată acea nebunie juridică declanșată de Laura Codruța-Chioveș și cu vezi, Doamne, cu achizițiile din timpul pandemiei, etc., etc. Și iată vine surpriza votului la care ați participat și dumneavoastră. Înțeleg că ați votat pentru și o să vreau să vă ne explicați de ce. Asta vă spuneam. Percepția publică era că nu se va ajunge la un al doilea mandat și cu toate astea s-a ajuns. Cum credeți că s-a ajuns aici? Situația era destul de complicată și rămâne complicată. Vreau să explic un pic cum s-a ajuns cu o seară înainte și noi, cei care urma să votăm, aveam senzația că s-ar putea să nu se ajungă la un vot, că s-ar putea să se amâne pentru septembrie. Asta pentru că nu erau îndeplinite condițiile pentru un vot pozitiv pentru Ursula. În primul rând, era vorba de un document pe care să-l semneze SND-ul cu PPE-ul. Manfred Weber, președintele PPE-ului, nu vrea să facă o convenție scrisă, cum s-a obișnuit până acum în convențiile dintre centru-stânga și centru-dreapta. N-a mai vrut să facă asta. Acum, noi am interpretat-o în diverse feluri, acest lucru. În primul rând, ne-am gândit că și nu fără argumente, că el vrea ca în viitor să aibă libertatea de a face mici aranjamente cu, cu dreapta, cu extrema dreaptă, pe anumite voturi, să-i poată folosi. Adică o soluție imorală, să zicem așa, să n-aibă datorii față de stânga. Pe de altă parte, știm cu toții care facem politică, nici nu iubește pe Ursula, pentru că a pierdut competiția cu Ursula când în tura trecută. În tura trecută. Și atunci ni s-a părut că Ursula are un handicap. Și avea un handicap din punctul acesta de vedere. Noi, în ședința de seară, am făcut 3 ședințe de grup în ziua precedentă. Seara încă nu știam ce o să facem. Așteptam scrisoarea din partea lui Manfred Weber. N-a venit. Așteptam, de asemenea, direcțiile, orientările strategice pe care Ursula trebuia să le prezinte, în care să vedem programul de stânga, dacă apare. Altfel, Ursula era oarecum singură în situația asta. A dovedit însă că este un foarte bun politician. Da, pentru un politician și un foarte bun mai degrabă oportunist, pentru că a apărut că dă tuturor ceea ce își dorește. Ceea ce își dorește. La stânga a dat așa, populiștilor a dat, lui Meloni a dat, verzilor a dat. Și așa a ajuns să ia chiar mai multe voturi decât tura trecută. A luat cu 31 de voturi mai multe decât data trecută, dar asta nu este o mare victorie, pentru că majoritatea totuși este una fragilă încă în Parlament. Și vor fi mari probleme atunci când se vor confirma miniștrii, comisarii. Adică votul, să luăm așa, cum am gândit noi la SND, în primul rând, mai ales femeile din SND au spus, uite, Ursula a făcut foarte multe eforturi, uite, a luat direcțiile noastre, 80% spre 90% din ce am propus noi, se găsește în program. Sigur că nu știm dacă vor fi bani pentru toate direcțiile, nu știm dacă vor fi și să vor ține promisiunile atunci când se va începe, de fapt, guvernarea Europei, dar deocamdată a făcut acest lucru și, uite, nu vrea nici partidul ei, pentru că i-a avut un eșec la București, când... Da?
și Manfred Weber, în scurtul discurs pe care l-a ținut, i-a adus aminte despre asta, adică i-a adus aminte într-un mod așa foarte simbolic că ei au propus-o, că ei au propus-o cu o slabă majoritate, ca să zic așa, în interior. Pe de altă parte, a fost un vot fără alternativă. Ce alternativă aveam noi ceilalți? Pentru că noi am făcut, am întors pe toate părțile, am ascultat zeci de vorbitori, am vorbit cu zeci de oameni acolo. Așa. Dacă nu votăm pe Ursula, câștigă, de fapt, extrema dreaptă, cei care sunt anti-europeni. Așa încât, într-un fel sau altul, suntem obligați. Pentru că dacă amânăm până în toamnă și începem o dezbatere anti-europeană cu pro-europeană, partida noastră pro-europeană a pierdut. Uh-huh. Pentru că s-a polarizat foarte mult votul în această situație. Deci, o dată că nu aveam alternative foarte multe, din al doilea punct de vedere, s-a încercat să dăm un vot condiționat. Pe baza a ceea ce am obținut acum, din perspectiva, o sunt o grămadă de lucruri, chiar dacă au fost pe locurile 3, 4, 5 și 6 în direcțiile strategice, nu ne așteptam să fie de stânga programul Ursulei oricum, s-au obținut chestiuni legate de coeziune socială, chiar dacă nu știm dacă vom avea un comisar sau nu, un comisar și o strategie pentru housing, pentru locuire, care de asemenea era importantă, o strategie pentru tineri și un comitet... Strategia pentru tineri o aud de vreo două mandate. Da, asta nu se va face, probabil, dar știu că se tot pomenește despre ea. S-a vorbit de asemenea despre nivelul de trai și ușor despre regiuni, pentru că dreapta vrea să scoată și regiunile și coeziunea și tot ce înseamnă de asta din joc. De la promisiuni la lucruri pragmatice e o cale destul de lungă, dar ca valoare de simbol această renominalizare, revotarea Ursulei von der Leyen în vremurile astea în care America se reașează, lumea se reașează, e tipul de lider de care avea nevoie Uniunea Europeană astăzi? La modul onest. La modul onest, mie nu mi-a plăcut. Vreau să spun că inițial... Și aici nu insist pe diferența de gen. Nici de cum. Nu e vorba de diferența de gen. Nu. Mie nu mi-a plăcut în principiu... Nu mi-au plăcut multe din aspectele guvernanței din cei 5 ani. Văzând acum, în schimb, cunoscând un pic mai bine și pregătindu-mă în ultimele luni la politică europeană, am văzut că, până la urmă, Ursula von der Leyen a trecut peste câteva crize și am văzut că asta poate să ofere cel mai bun, de fapt, Partidul Popular European. Pentru că ei aveau cele mai multe voturi. Acum, degeaba, noi din centru-stânga facem... Da, dar puteați bloca. Scandal, puteam să blocăm, dar noi nu puteam să ne impunem un candidat al nostru, că dacă am fi avut noi o soluție, cu siguranță că nu a votat nimeni pe Ursula von der Leyen. Da, dar vă puteați condiționa votul totuși de o schimbare? Adică n-avea și Europa nevoie de un aer proaspăt, domnule Dâncu? Nu am văzut și am discutat și cu cei mai vechi din SND de la noi, care cunosc mai bine Partidul Popular European. Partidul Popular European s-a pus probabil și această problemă. Nu au vrut să meargă pe continuitate și pentru că, cu toate că nu are o mare simpatie, am văzut și la modul cum se bucurau sau nu se bucurau unii din colegii noștri din partea stângă a SND-ului, nu are chiar așa o simpatie, o popularitate foarte mare în Partidul Popular European, tocmai pentru concesiile de stânga pe care le-a făcut. Nu doar atât, dar e și un soi de frustrare socială, dacă vreți, pentru că Ursula von der Leyen, și știți mai bine decât mine ca sociolog, nu are nici măcar o aderență populară în rândul țărilor europene care compun acest bloc comunitar. Adică e total devalorizată. Toate politicile ei din primul mandat, cumva așa, să fiu elegant, polarizante. Oarecum, sigur că au fost și crize. Eu am înțeles următorul lucru, pentru că acesta a fost cel mai bun argument și cel mai solid argument al tuturor. A fost totuși experiența. Faptul că are o anumită experiență în cei 5 ani, a reușit să treacă Europa prin câteva crize și asta nu este un lucru puțin. Chiar dacă s-ar putea să nu fim de acord cu cele mai multe argumente, doar că argumentele împotriva ei s-au polarizat oarecum și sunt alături de argumentele anti-europene, a celor care sunt eurosceptici sau anti-europeni. Deci
Până la urmă, asta a fost o soluție de compromis. Votul nostru a fost unul condiționat. Urmează ca în audierea comisarilor și atunci când se vor face... Vorbim imediat despre comisar, dar ce încercam eu să spun este că percepția a fost, domnule Dâncu, că după pandemie și după acest război care încă nu s-a terminat, Europa iese cumva înfrântă. Și asta e percepția publică. Și dacă te uiți și pe datele economice, cam înspre acolo duce concluzia. Și cumva... și națiunile care compun această, dar și popoarele aveau nevoie de o nouă energie, un nou suflu. Cu Ursula știm cu toții cum este. Adică orizontul este destul de previzibil. Acum, Europa încă nu este un stat ca să poată acționa unitar, așa cum trebuie. Europa are încă mai multe viteze. Da, pe cei de dreapta, dintr-o perspectivă de stânga, le spun următorul lucru și am avut câteva discuții cu prieteni de-ai mei din Germania sau din Franța pe tema asta. Voi ați venit cu Manfred Weber în față să ne spuneți că trebuie să optimizăm competitivitatea, așa, că trebuie să facem o economie mai performantă, să băgăm banii în cercetare, în inovație. Dar de ce capitaliștii europeni au apelat la China? De ce au apelat la Rusia ca să ia tot timpul energie ieftină și nu s-au perfecționat? De ce au pierdut această competiție? Noi acum trebuie să plătim de la săracii Europei să vă plătim competitivitatea voastră, pe care n-ați realizat-o în bătălia directă cu americanii, cu chinezii sau cu ceilalți. Adică nici argumentele de dreapta că Europa nu funcționează pentru că Europa este socială. Nu este socială. Din 2009, cel puțin încoace, Europa a avut alte tipuri de strategii. E adevărat, există o depresie în Europa în acest moment, legată de unele lipse de performanță, de faptul că Europa în acest moment s-a descoperit că nu mai are apărare. Vine posibilitatea lui Trump de a câștiga și atunci a apărut... Sunt mai multe bile negre. N-are apărare, n-are politică externă unitară, nu are, în sensul de diplomație, și-a pierdut inițiativa tehnologică în detrimentul luptei cu Asia și cu America. Adică pe mai multe capitole vine această depresie socială și dintr-o dată mesajul politicienilor este să nu se schimbe nimic. Nu este chiar să nu se schimbe nimic, pentru că în programul lor de dreapta, mai ales programul de stânga, este unul la Europei, de la promisiune la fapte, la Europei sociale. Nu știu ce se va face în afară de modelul, că Europa a excelat prin modelul social. Asta a fost marele noutate pe care l-a dus Europa. Europa păcii nu a fost o Europa competiției, cum am descoperit după Maastricht. Că trebuie să ne luptăm și pentru asta, că trebuie să facem și apărare. Am descoperit acum că trebuie să mai facem și alte lucruri. Deci pornit așa. Am înțeles, dar paradigma s-a schimbat. Și cetățeanul european astăzi se întreabă, domnule, care e pe mai departe viitorul Europei în următorii 5 ani, să zicem, în acest cadru de timp? Facem sau nu facem armată proprie? Dezvoltăm o diplomație mai puternică sau rămânem în continuare în siajul Americii? Care e planul energetic pentru România? Mai e de actualitate agenda verde sau nu mai e de actualitate? Astea sunt temele cele mai importante, care se discută acum. Și vor avea un răspuns în această toamnă. Vedeți dumneavoastră, Ursula, adică nu vreau să vă imput dumneavoastră că sunteți niște blocuri politice, dar Ursula n-a avut răspunsuri la toate aceste întrebări în 5 ani de zile și pretindem că va avea răspunsuri în următorii 5 ani? Păi acum o să obligăm să aibă răspunsuri atunci când vom negocia în continuare comisarii și planurile fiecărui domeniu. Pe cine va propune România comisar, domnule Dâncu? Nu-mi dau seama, nu este atributul meu, este al premierului. Sigur. Și nu am discutat despre asta încă nici în partid. Este o judecată care se va face conjunctural. Adică în funcție de mandatul pe care îl putem să-l luăm, în funcție de domeniu pe care reușim să-l luăm, vom stabili un personaj care este cu experiență, care este oarecum specialist în domeniul respectiv, pentru că nu cred că vom mai lua xeroxuri cum am luat altă dată sau ce era... Pentru ce am avut la un moment dat? Pentru multilingvism. A fost o invenție. Așa. Să ni se dea și nouă ceva. Că vom lua... După care am avut transporturi, după care am avut ce am mai avut? Am avut dezvoltare regionale. Cu Corina Crețu. Dezvoltare regională, da. Și agricultură cu Cioloș. Cu Dacian Cioloș. Deci au fost domenii importante. Dar nominalizarea asta, domnule Dâncu, ar trebui să fie politică sau mai degrabă tehnocrată? Cum o vedeți? Ar trebui să fie tehnocrat, ar fi cel mai bine, dar tehnocrat în sensul că va trebui să propună premierul și să propună un om politic. Adică nu putem să luăm chiar pe oricine pentru ca să facă politici europene. Trebuie să găsească un specialist care a activat în domeniul administrației, care a activat
să zicem, în domeniul guvernului sau în alte domenii în care tot să se priceapă și la politică. Pentru că nu este o chestiune politică europeană, nu este o chestiune numai tehnică, este și o chestiune politică. Trebuie să știi să navighezi între partide, trebuie să știi să faci negocieri între țări, să ai argumente, să ai oameni în spate și sunt multe lucruri care trebuie... Dar cum se va împărți funcția asta între PSD și PNL? Pentru că ni s-a spus și cu asta am și început emisiunea că, domnule, e nevoie de liste comune ca puterea noastră de negociere să fie mai viguroasă la Bruxelles. Cum va face premierul nominalizarea în urma unor negocieri cu PNL? Nu astăzi cred. Când vorbim, comisarul e al PNL-ului. A fost, Adina Valean, mă rog, se termină. A fost. Și-a dat demisia. Deși ar fi trebuit să fie al dumneavoastră, dar forțând lucrurile și trăgânându-le Klaus Iohannis, a reușit cumva să vă fure portofoliul. Nu se va mai întâmpla asta. De ce al PSD-ului? Marcel Ciolacu trebuie să stabilească cine este și comisarul, guvernul, bineînțeles. Și atunci eu sunt sigur că va veni rândul unui PSD-ist. Pentru că în ultima vreme, așa cum ați văzut, nu mai avem nicio datorie față de PNL. Nu mai aveți? Am fi avut datorii dacă am fi mers înainte cu strategia noastră, dar s-a terminat. Care după, strategie, domnule? După 9 iunie era strategia unui candidat comun și a la unui plan pe termen lung. Deocamdată această strategie a fost pusă pe hold. Deci spuneți că datoria noastră față de PNL s-a terminat? În acest moment, da. Dacă vom reuși să refacem proiectul prin iarnă la alegerile următoare, se poate. Asta nu este o problemă. Avem convenția de guvernare. După părerea mea, vom merge împreună mai departe. Nu o să ne certăm, dar în momentul când n-au mai acceptat propria lor propunere de vot în septembrie. Așa. Și candidatul lor, fără să mai existe posibilitatea unui candidat comun, de exemplu, din partea PSD-ului, înseamnă că această convenție, așa înțeleg eu, a fost ruptă de colegii noștri din PNL. N-am discutat asta chiar cu nimeni. Și nu, și pe cale logică spuneți că, analizând argumentele dumneavoastră, ar trebui ca nominalizarea să fie exclusiv a premierului Ciolacu după discuții în interiorul partidului, să înțeleg. După discuții în interiorul partidului. Fără PNL, PNL la ușă. Cu siguranță că poate să discute și cu PNL-ul, asta nu e, pentru că există o relație bună pe care o are Marcel Ciolacu cu Nicolae Ciucă și cred că acesta a fost argumentul principal pentru ca să funcționeze această guvernare și cred că asta pot să discute în continuare, dar nu cred că mai avem vreo datorie după ce au rupt înțelegerea în două puncte, cel puțin. Nici față de Klaus Iohannis, PSD n-are vreo datorie, că se vehicula și numele lui Klaus Iohannis pentru, după ce n-a reușit la NATO, după ce s-a ocupat și funcția de om de serviciu la Casa Albă, nu știu ce mai era disponibil, mai rămăsese la comisie ceva. Nu se califică nici pentru funcția de la comisie? Ar fi culmea să avem vreo datorie la Klaus Iohannis. Klaus Iohannis a fost... n-are adus Ciumărușe la guvernare? Bine, are adus-o, dar n-a respectat niciodată rezultatul alegerilor. Au făcut diverse coaliții împotriva Partidului Social Democrat. Sigur că a și numit niște premieri la un moment dat, după ce PSD-ul câștigase alegerile și era constituțional să facă asta, dar nu cred că avem vreo datorie. Dar nici nu cred că Klaus Iohannis își dorește acest lucru, pentru că sunt funcții sub nivelul pe care îl susține că îl are domnia sa. Deci a fost președinte, nu cred că mai poate să fie un amărât de comisar. Cum? Am avut un președinte care a fost un amărât de europarlamentar. Bine, a fost un președinte mai jucător, așa, care îi plăcea. Și Klaus Iohannis ce este? Mai spectator, nu... Mai spectator? Mai neutru, nu este chiar așa un jucător să-și permită să facă schimbări neutru de direcție. Neutru n-a fost, că a zis Marcel Ciolacu că a jucat în echipa PNL-ului de o manieră vădită. Sigur, aici Marcel Ciolacu a dat dovadă de luciditate și curaj. Curaj? E o dovadă de curaj să vorbești deschis despre Klaus Iohannis astăzi? Da, în România de astăzi Klaus Iohannis are o autoritate foarte mare, informală, ca să zicem așa, dar instituțională? Dacă ne uităm în sondaje, încrederea în instituția respectivă este sub 20%. Și încrederea în domnia sa direct? Ceva de genul ăsta, sub 15%, cred. Și totuși are o autoritate, nu se întâmplă cum s-a întâmplat pe ultima parte a mandatului lui Traian Băsescu, de exemplu. Dacă m-ați adus aici, în zona asta mai tenebroasă, așa, cum își păstrează Klaus Iohannis? Hai să zicem, nu neapărat partea asta dominantă asupra PSD-ului, dar asupra PNL-ului în mod clar. Cu ce controlează în continuare PNL-ul? Să știți că ține până la urmă și de modul cum reușești să gestionezi funcția prezidențială.
când te amesteci foarte mult în toate treburile, ești prea jucător, așa, devii comun, devii adversar sau prieten cu foarte mulți. Klaus Iohannis a ținut o distanță față de viața politică, a intervenit numai când trebuia atacat PSD-ul sau alte lucruri, și altfel nu s-a amestecat cu politicienii. A ținut o distanță destul de... Unii ar spune că e constituțional. Să zicem, constituțional, însă de câte ori a fost nevoie să s-a comportat neconstituțional pentru că a făcut politică. Dar, dincolo de asta, nu s-a amestecat cu, să zicem așa, vulgul politicii. Și atunci a rămas oarecum neutru și într-o poziție care, în acest moment, creează respect pentru foarte mulți, poate exagerat. Respect sau frică? Și frică. Respectul este, pentru asta, în politică, este amestecat cu frică întotdeauna. Și frica de unde vine? Frica de vine din carieră câteodată, din ce se poate spune despre tine, despre ce căi ți se pot tăia în viitor când vrei să candidezi undeva. Adică sunt multe lucruri la care se gândesc politicienii, mai ales că astăzi politicienii nu mai au, sunt politicieni cu niște cariere lungi, cum era în perioada interbelică, sau cariere din astea intelectuale, sau cariere în funcții care să fie foarte lungi și cu multă demnitate. Este o societate de tranziție în care politicienii au venit de peste tot, din toate colțurile sociale, să zicem, și atunci, sigur că sunt multe probleme pe care le sau într-o societate de consum, consumă și politicieni că pâine. Se consumă mai repede decât... E o metaforă frumoasă asta, pentru că în fragmentarea politică de astăzi, în care guvernele durează un an și ceva, în care avem la cultură sau la sănătate sau la învățământ 30 ceva de miniștri în 30 ceva de ani, vă dați seama că această ventilare continuă a personajelor este ca și chestiunea aia cu sacul, în care, și șoareci, în care trebuie să agiți mereu sacul. Da. Bun, atunci, scurt, ca să ne vedem de discuție, ce e sfârșit politic? Sau cum îi prevedeți sfârșitul de carieră lui Klaus Iohannis? Mai degrabă pensionar de lux decât funcționar de un oarecare nivel la Bruxelles? Nu-mi dau seama, aici pentru mine este o necunoscută, nici nu m-am gândit la viitorul lui Klaus Iohannis, mă interesează mai puțin. Singurul lucru, cred că am văzut tipul de expediții pe care le-a făcut Klaus Iohannis în ultima perioadă, în țări din Africa, în America de Sud, de exemplu. Turneele acele exotice? Turnee, nu mi se pare că au fost niște turnee făcute numai așa cu scop turistic, ci au fost făcute într-o idee pe care care ar putea să fie legată de o funcție internațională, poate mai apropiată de ONU decât de Europa. Adică eu nu cred că a făcut lucruri inutile Klaus Iohannis în această ultimă perioadă a mandatului, acești 2 ani. Da, absența asta de la NATO, atunci de la Dineu, de la Casa Albă, cum o interpretați? Dacă a fost tot în cheie utilă? Aia, ori a fost o greșeală strategică legată de faptul că s-a încercat promovarea lui Nicolae Ciucă pe un post, un loc, să zicem așa, lăsa gol de președinte, ceea ce nu s-a reușit. Era o mare greșeală, protocolul american nu poate să accepte chestiunea asta. Dar poate să accepte protocolul ăsta, cred că nici măcar o țară bananieră. Nu vă supărați. Să inviți un înalt oficial, reprezentantul statului român în speță și tu să zici să vină totuși Nimeni nu poate înlocui pe președintele României decât ambasadorul câteodată, dar în rest nimeni nu poate înlocui dacă nu are vicepreședinte. Așa încât asta era o greșeală de protocol. Dacă cineva s-a gândit tactic la chestiunea asta, sau, pe de altă parte, poate să fie și o răbufnire de orgoliu din partea lui Klaus Iohannis, pentru că n-a fost susținut de americani la funcția de la NATO. Unde americani poate fi o răbufnire de orgoliu, spuneți? Ne putem gândi și la asta, dar nu știm niciodată. Dacă... E, atât cât l-ați cunoscut dumneavoastră și știți profilul psihologic, e capabil de asemenea izbucniri? Cred că da. Cred că interesant. Da. Președintele nu este un om care să facă concesii, nu este flexibil, maleabil, așa îl văd eu. Și atunci, probabil că poate fi aici o explicație. Cel mai bine ar fi fost să ne explice printr-un comunicat purtătorul de cuvânt de la Cotroceni sau chiar președintele asupra acestui lucru, pentru că este un lucru important, nu numai că a fost prins luat de presă ca subiect, dar este chiar foarte importantă prezența României, nu, prezența simbolică. Sigur, adică el nu e acolo pe persoană fizică sau nu a absentat
persoana fizică Klaus Iohannis, a acceptat președintele României. Și nu e prima dată când a făcut-o, dar ăsta a fost cel mai înalt nivel de protocol la care domnia sa a decis să zică pas fără să ofere o explicație publică acasă. Și mai ales pentru că era vorba despre NATO. Mm-hmm. Și am fost împreună cu domnul Nicolae Ciuc, am fost invitați în primele două zile ale summitului NATO, în care erau prezenți președinții de parlamente și președinții delegației adunării parlamentare NATO din fiecare țară. Și am văzut câtă importanță au dat americanii, au trecut peste regulile lor pragmatice și economice din alte situații de genul acesta. Și fiind vorba de 75 de ani de la NATO, fiind construcția americană NATO, au pus foarte mare preț pe asta. De la momentele simbolice, unde s-au desfășurat ședințele, de la unde s-au făcut pozele, cum s-au comportat cu fiecare delegație care am fost acolo. Deci era foarte important ca președintele să fie acolo prezent, pentru că era și un candidat la funcția de secretar general NATO. Apoi este vorba de importanța României pe flancul estic. România a fost nominalizată în discursul președintelui Biden și am făcut un sacrificiu pentru ca să crească influența României, cedând Ucrainei acel sistem Patriot. Adică România era în centrul lumii acolo. Eram în primele țări care se află aici în avangarda, să zicem, NATO față de Rusia și președintele trebuia obligatoriu să fie acolo. Da. Și a lăsat locul gol. Dar chiar așa, pentru că l-ați nominalizat pe Nicolae Ciucă, cum ați văzut faptul că și-a anunțat disponibilitatea de a candida la președinția României de peste ocean, din Statele Unite? A încercat să forțeze cumva cadrul ăsta semi-oficial la care a participat, sau chiar oficial, că a și fost la niște ședințe pe acolo, a încercat cumva să tragă seva politică din evenimentul ăsta și să arate că nu doar Jean defilează cu partenerul strategic în spate, ci și el? Cred că asta a fost strategia, deși nu, sunt sigur că n-a făcut-o domnul Ciucă, dar cred că e o greșeală a consilierilor de imagine. Pentru că în locul domniei sale ca ostaș în slujba țării, mi-aș fi anunțat candidatura în Dăbuleni sau într-o zonă din asta unde se trage seva ostașului român. Păi poate nu e ostaș în slujba țării, domnule Dâncu, sau nu în slujba țării numită România. Nu, poate să fie, dar asta este o greșeală. Domnia sa este un om onest și militar, fost militar, și cred că este prada consilierilor de comunicare. Domnul Dâncu, când juri că nu faci niciodată politică și după aia faci politică, cred că despre onoare putem să terminăm povestea. Aia putem să o lăsăm deoparte, sigur. Dar aici cred că a fost o gândire greșită. Așa. Vând să arăți că, de fapt, ești trimisul Washingtonului la București ca să fii președinte. Asta e metafora că nu le place românilor, pentru că venea de la înalta poartă numirea pentru domnii țării românești de-a lungul istoriei. Și sună foarte prost la noi și nu îi va crește cu siguranță. Și alimentează, dacă vreți, inclusiv percepția că alții ne pun președintele. Poate că e o percepție greșită, dar e o percepție greșită, dar polarizează. Întreținută de gesturi politice ca acesta. Polarizează, pentru că am observat un lucru interesant la alegerea Ursulei von der Leyen. Am vrut să vă spun, dar ne-am luat cu vorba și am uitat. Un paradox pe care l-am constatat. Gestul, ritualul doamnei Șoșoacă de acolo. Voiam să vă întreb și eu, da. Deci, a dus la polarizarea electorală și, după părerea mea, paradoxal, o parte din voturile Ursulei vin de aici. I-a convins Șoșoacă pe unii. I-am auzit eu pe... I-a radicalizat acolo. Foarte mult social-democrați, de exemplu, la SND, au spus: votați cu oameni care i-am auzit cu o zi înainte, votăm în septembrie, ne luptăm pentru asta, nu acceptăm nimic. Au zis: uitați-vă, dacă nu votăm, uitați de ce e în stare. Adică circul cu Șoșoacă i-a convins pe unii? Pe foarte mulți i-a convins, pentru că au zis: asta este, uite, imaginea, asta ni se poate întâmpla. Violență și celelalte. Nu era cazul, pentru că ea a fost plerată inclusiv de cei din zona ei, n-a fost primită niciun grup. Dar e un paradox aici, într-un fel a polarizat. Și exact cum spuneți, polarizarea asta care se poate produce, inclusiv pentru forțele suveraniste, când spui că, uite, nu avem nici ăsta care a fost militar, nu este pus de noi, vine din America. Și asta dă apă la moară celor care vin împotriva clasei politice și se plâng de asta. Da. Da. Dar să terminăm povestea cu președinția. Bun, Ciucă s-a îngrămădit să intre în ecran și să ne zică că va candida. Joana face un joc interesant despre care o să vorbim imediat.
Întrebarea e ce face cel mai mare partid din țară, domnule Dâncu, PSD-ul. Totuși, mai sunt 3 luni până la alegeri și dumneavoastră nu aveți un candidat. Nu aveți un candidat asumat public. E nefiresc. Din punct de vedere formal, da, nu avem un candidat. Pe da, de altă parte, informal, atunci când cine președintele partidului este premier, atunci are vizibilitatea necesară, notorietatea necesară și unele instrumente necesare pentru ca să fie prezidențiabil. Deci aici nu ne putem plânge de această chestiune. Avem un spațiu până în 24 august, deci mai este aproape o lună sau chiar o lună, așa, în care facem conferințe județene, în care, printre altele, există și procedura statutară încât își pot depune... Dă, hai să vă zic, percepția directă a populației este că vă ascundeți de candidatura asta și că nu aveți o soluție. Ce să mai... Păi avem soluție, că pe care? Soluția principală este președintele partidului. Păi, și de ce nu își asumă public? Își poate asuma când vrea. El vrea să spună următorul lucru. Mm. Și așa este, până la urmă. Partidul e ca Dumnezeu, în fel, din punctul ăsta de vedere. Îți dă, adică îi oferă posibilitatea să candideze, dar nu-ți bagă în traistă. Decizia este personală, este cea a președintelui partidului, dacă va vrea să candideze. Sociologul Dâncu, ce i-ar spune politicianului Marcel Ciolacu? Candidează sau nu? Nu vreau să apară mâine titluri că îl împing pe scări pe Marcel Ciolacu. Așa. Dar eu cred că dacă Marcel Ciolacu candidează și își face un anumit tip de strategie și comunicațională, dar și o strategie de putere pentru asta, poate câștiga alegerile, pentru că nu cred în mitul că întotdeauna va câștiga un tip de dreapta în turul al doilea. Cu cine ar intra Marcel Ciolacu în turul 2? Dacă ne uităm acum... În primul tur, clar, PSD-ul își duce candidatul, am văzut-o, o știm, e o istorie absolut trasabilă în urmă. Sunt multe variante. Păi sunt foarte puține. Ciucă astăzi când vorbim cât are, domnul Dâncu? În sondaj are 12, 13, deci 14, nu intră într-un 14. Dar, Ciucă intră într-un 2? Dacă, depinde de performanța celorlalți candidați. Pentru că dacă acum, în momentul ăsta, ei au jumătate, aproape jumătate din primari, au o grămadă de președinți de consilii județene, mobilizarea de partid este diferită de mobilizarea pe care o observăm noi în sondaje în afara perioadelor electorale. Deci ar exista o posibilitate, de exemplu, ca candidatul Ciucă să intre într-un 2 cu Marcel Ciolacu. Există posibilitatea un pic teoretică, pentru că nu văd unde ar fi motorul care să-l împingă din spate, dar are vreo 15% acum. Cine? Și ar putea să fie Simion. Simion 15%? Am văzut și sondaje care spun că ar putea să intre în turul 2, deși nu sunt... raționamentul sociologic este că nu intră în turul 2. Astea sunt două posibilități, de exemplu... Deci Simion are, spuneți că are șanse puține să intre în turul 2. În schimb, Ciucă poate pe mobilizarea partidului pe și... mobilizarea partidului ar putea să facă un 20%, pentru că au atâta la ultima alegeri. Am sprijinit noi să obținem un rezultat foarte bun la alegerile locale și bazându-te pe aceasta... Sunteți în paradigma în care pe cine nu lași să moară, nu te lasă să trăiești cu PNL-ul astăzi? În principiu, da. Însă nu cred că... Așteptam să ziceți în principiu nu, da? Nu, mersi pentru sinceritate. Nu, că... Dar de ce nu vă lasă să trăiți PNL-ul? Ce problemă vă face? Le lasă să trăim, nu avem nicio problemă, pentru că noi oricum suntem elefantul care mărșăluiește cu șoarecele pe pod. Deci noi suntem elefantul așa încât ne încurcă foarte puțin. Aha. Doar că este foarte neplăcut să-ți faci planuri, strategii politice pe termen lung cu cineva care nu respectă nici pe termen scurt sau mediu ceea ce te-ai înțeles. Adică asta este mai rău, pentru că nu te poți baza pe un partener în politică pe termen lung. Asta este singura chestiune. Poate că nu sunt de încredere liberalii, domnule Dâncu? Nu știu dacă de data asta nu au fost. Pentru că s-au sucit cu data prezidențială și cu candidatul unic. Și cu candidatul unic. Asta au fost. Dar ce le-ați propus dumneavoastră mai exact? Să-l susțină pe Marcel Ciolacu și să primească funcția de premier? Sau care a fost arhitectura gândită? Nu am discutat în mod organizat acest lucru. Dar cu siguranță că s-a făcut această propunere de schimb de funcții și era absolut avantajoasă pentru Partidul Național Liberal. Și pe mai departe, atunci dacă va fi să câștigați președinția, PNL se mai califică la o funcție de premier? Asta depinde de contribuția pe care o să aibă la câștigarea președinției de către noi. Deși și pentru asta ar avea, de fapt, ei două șanse.
una candidează și ar putea să atacă funcția de președinte și în cel mai rău caz să aibă premier. Și asta este nedreptate politică dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în ultima vreme, în care cu 20% au condus de 5 ani, sigur, 4 ani au condus guvernele, au făcut toate strategiile, având președinte la Cotroceni, au putut să facă ce vor. E un noroc pe care prietenii noștri liberali l-au cu... La care și dumneavoastră, cum ați mărturisit de acum câteva minute, ați contribuit. Dar cum a privit PSD-istul din conducerea partidului această lansare în cursă de la Washington? PSD-ul crede în ideea asta că alegerile se câștigă la Washington? Nu s-au câștigat niciodată alegerile în România după 90, nu s-au câștigat niciodată printr-o solie străină în România. Aleg oamenii și, așa cum s-a văzut de foarte multe ori, oamenii aleg cel mai bine împotriva, și cei mai buni împotriva ceea ce își doresc majoritatea politicienilor, da. Așa încât noi suntem siguri că în acest an oamenii vor alege un om de stânga. Ce ar trebui să se clarifice după data de 24 august? Candidatura lui Marcel Ciolacu la președinție sau a altui PSD-ist? Sau altui candidat. Aveți un alt nume pe care îl analizați la partid astăzi? Nu am analizat încă niciun nume. Există însă și următoarea variantă, pentru că noi în statut avem posibilitatea de a-și depune candidaturi oamenii din interior. Așa. Și avem un cont termen care curge, în care se poate depune o candidatură dacă ești sprijinit de o organizație județeană. Asta e condiția minimă. Condiția minimă și singura condiție. Și a fost vreo voce care s-a remarcat în sensul nu ăsta? Am auzit în sensul ăsta nicio voce. Dumneavoastră v-ați gândit personal la o asemenea posibilitate? Nu m-am gândit, m-au pus mult să mă gândesc de câteva ori, dar am spus de fiecare dată. Cine și m-am gândit mulți? Bine. Unii prieteni, colegi. Prieteni? Nu știu ce să zic. Eu zic să reevaluați termenul. Dacă nu mă interesează, l-am spus întotdeauna că nu mă interesează, am alt proiect de viață, merg în echipă, lucrez în echipă. Așa. Cu cel care va fi președinte sau cu cel care va fi candidat, dar nu am nicio asemenea intenție. L-ați profilat pe Marcel Ciolacu pentru funcția de președinte la partid? În acest moment putem vorbi de spre faptul că există toate condițiile din perspectivă strategică, tactică, program, chiar elemente de imagine, să zicem așa, pentru o candidatură a lui Marcel Ciolacu. Sigur că va trebui să accepte domnia sa. E o decizie personală care nu este ușoară, cu siguranță. E o decizie care unii o privesc ca fiind riscantă, dar eu zic că n-are nicio. Dar de ce să s-ar teme Marcel Ciolacu de o candidatură? E cutuma aia că cine pierde pleacă acasă la PSD și se teme de asta că ar putea pierde partidul? Sau care e logica? Nu este valabilă asta. Eu nu cred că nici nu cred asta. Nici Ion Iliescu n-a plecat după ce a pierdut în 1996, nici Năstase a plecat de bunăvoie, i-a dăduse în august președinția. Era cu noaptea cuțitelor lungi la Năstase. Președinția. Păi, da, dar aici dăduse președinția lui Iliescu înainte la partid. După aceea nici Ponta n-a plecat, a plecat după ce i s-a înscenat procesul. Bine, stătea Dragnea la colț acolo, și puțin niște cuțitașe. Dincolo de asta, au plecat prin propria lor voință. Eu nu cred că dacă, să zicem, s-ar întâmpla... Ipotetic ar pierde Ciolacu, spuneți că nu ar trebui să plece acasă? Nu cred că i-ar cere nimeni să plece acasă din partid, pentru că ceea ce suntem acum, o echipă care conduce colegial partidul, n-a făcut excese, n-a făcut autoritarisme aiurea, a fost un prieten bun pentru foarte multă lume și a fost un președinte corect. Nu cred că i-ar cere cineva. Sigur că nimeni nu vrea să existe riscul de a pierde și aici trebuie să înțelegem uman, pentru că nu este același lucru, dar eu sunt sigur că va găsi o soluție foarte bună până la urmă. Nu v-am întrerupt degeaba mai devreme când ați început raționamentul cu contracandidații posibili pentru Marcel Ciolacu. Ați vorbit de Nicolae Ciuc, ați vorbit despre George Simion, un alt candidat cu șanse care încă nu are partid, dar are o intenție clar definită în spațiul public de a candida, este Mircea Joană. Este într-o nebunie așa, maică n-a rostit da candidez, se prevalează în continuare de acea funcție de la NATO, dar totodată o folosește foarte puternic pentru combustia asta preelectorală. Astăzi a fost într-o acțiune în Olt, a dat piept cu posibilii alegători, culmea a fost huiduit chiar acasă, pentru că e cetățean de onoare al comunii în care a fost huiduit. Haideți să vedem câteva momente de la această acțiune preelectorală, să-i spunem, a lui Mircea Joană. Acolo, a domnului Mircea Joană, pe care îl invit aici, alături de artizanul fenomenului de la Colonești, festivalul cărușului Ilie Martin, primarul dumneavoastră, minunatul
Nicolae Stan. Aplauzele dumneavoastră pentru o prezență surpriză. Mircea Geană și călușarii de la Colonești. Bine ați venit! Bine v-am găsit, felicitări vătavului și mulțumesc, domnule primar, pentru invitație. Am să fiu foarte, foarte scurt. Am mai fost la acest formidabil festival, la ediția a șaptea. La ediția a șaptea și... Da, da, puțin... Ce să zic? Că nu e cadrul formal cu NATO, cu Radu Tudor, cu astea să te lingușească, să te pupe, nu prea iese. Suntem în an electoral deja. Se vede că... i-ați antrenat? Ați trimis PSD-iștii? Nu am trimis noi PSD-iștii. Cu siguranță că s-au mobilizat probabil unii pe plan local. Putea... Aha, primarul le-a zis să vă fie rușine. Nu le-a fost, au să fie, în continuare. Puteau să fie, nici nu știu primarul ce, de la ce formațiune politică este. Da, s-ar uite putea că... să fie... Colegii de regie, dacă pot să... Ar putea să fie liberal. Și să fi PSD-iști să se fi revoltat sau invers, dar era un fenomen izolat acolo. E, cred că e de la, cred că e de la PNL, dar ce zice primarul e, să vă zic, e foarte drăguț. Dragii mei, cei care îl huiduiți, duceți-vă la PSD. Deci clar nu e de la PSD. Acolo la Slatina, că îi găsiți acolo, nu vă este rușine. Vine al doilea om în lumea asta. Mai avem, a descins Mesia la noi, Acilișan Ogradă. Doamne, da. Da, domnul Dâncu, ia explicați-mi și mie, cu ce avioane se plimbă Joana Pânțară? Îi le dă guvernul, îi le dă MAPN-ul? Nu, n-a primit de la nicio instituție. N-am văzut vreodată să plece cu vreo... Păi și din ce bani le plătește? Că sigur nu îi le dă NATO. Nu știu dacă îi le dă NATO, nu știu dacă ca și secretar adjunct al NATO nu are și anumite posibilități de a se plimba, dar Mircea Geoană, da, probabil că a acumulat și niște bani în perioada asta. Are și o echipă destul de bună la... am văzut o echipă de oameni de afaceri care sunt în spatele... Deci a început colecta? Acțiunii. Nu știu dacă a început colecta, dar are foarte mulți oameni de afaceri pe site-ul proiectului lui. Și probabil că a început să se mobilizeze în sensul acesta. Deci nu cred că are o problemă. Cum priviți că a fost huiduit? Eu privesc asta ca fiind mai degrabă întâmplare de campanie. Întâmplare nefericită, normal. Nefericită dacă te duci... O să urmezi altele fericite, cred. Dacă te duci într-o zonă unde sunt... oameni aduși de primar, să zicem, acum acolo le-a spus să meargă la PSD, la ea înseamnă că nu erau de la PSD, dacă erau PSD-iști, e sub acoperire. Bine că nu le-a zis că sunt putiniști. Că cine știe, dacă nu-l iubești pe Geoană zilele astea, poți să te califici la a fi putinist. În stilul nostru, în care România poți să fii. Doamne, în ce relații mai e PSD-ul astăzi cu Geoană? Nu cred că sunt relații foarte apropiate, pentru că n-au mai vorbit în ultima vreme, cred, președintele Ciolacu cu Geoană. Am văzut că și-au trimis mesaje prin mass media. Da. Și cred că nu avem în acest moment. Deși am auzit într-o declarație din presă, ce drept că nu eram aici, eram în altă parte, când l-am auzit pe Marcel Ciolacu spunând că există și această posibilitate ca Mircea Geoană să... fie un candidat independent, fiind mai aproape. Bine, de PSD. Bine, dar e o posibilitate practică sau pur teoretic așa aruncată în spațiu public doar ca să scap de o întrebare mai insistentă? Nu-mi dau seama. Asta ține de hotărârea pe care această sarcină o are președintele nostru. Da, astăzi când vorbim, Geoană încurcă PSD-ul? Nu încurcă PSD-ul în acest moment. Pe scenariile dumneavoastră de mai devreme, dacă Geoană ar intra în turul 2 cu Ciolacu? Acum, nu știm asta. Așa luat direct, s-ar putea să vedem o prevalență a voturilor lui Mircea Geoană, să zicem, așa cum am văzut acum în niște sondaje, dar nu-mi dau seama ce s-ar întâmpla în realitate. Eu vreau să vă spun că pentru a ajunge în turul 2, ați văzut cum s-a întâmplat la București cu Popescu Piedone, era pe primul loc și în momentul când au intrat electoratul partidelor a ajuns pe locul 3. Deci nu este ușor să intri în turul 2 când nu ai în spate un partid. Cu siguranță că Mircea Geoană, dacă ar avea în spate un partid, probabil că ar avea o șansă importantă. Și atunci se ridică întrebarea, domnule Dâncu, și aici fac apel la sociologul Dâncu. Candidatul cui este Mircea Geoană? În acest moment este un candidat independent, cred. Așa e perceput. Cu adevărat este perceput așa și cred că chiar așa este, că nu am văzut să-l fi luat în brațe PSD-ul sau PNL-ul din partide, nu mai vorbesc de celelalte partide care au altă orientare cu siguranță. Deci în acest moment este un candidat independent, pe bune.
Și e vremea independenților, așa cum clamează? O să vedem asta. O să vedem. S-ar putea să fie, într-adevăr, avem câteva situații în care Nicușor la București, Nicușor Dan, părea independent. Nu era 100% independent, toată o judecată politică era în spatele susținerii lui. Dar sigur că nu era dus în față de un curent de partid. Asta este adevărat. Vom vedea dacă este anul independenților, pentru că la legile prezidențiale se vede asta cel mai bine. Da. Chestiuni punctuale. Am agreat o formulă de timp ceva mai limitată din anumite considerente, dar nu pot să vă las să plecați fără să-mi răspundeți la întrebarea următoare, și anume, s-ar putea reface polul de dreapta odată cu Elena Lasconi în fruntea USR-ului? Am putea să asistăm în toamnă, de pildă, la o răsturnare de situație încât PNL să plece de la guvernare? Am văzut vehicula scenariul ăsta, să ducă în opoziție și împreună cu USR-ul să retrezească spiritul ăla anti-ciuma roșie, anti-PSD-ist, care să ducă un candidat cu șanse în turul 2 din zona de dreapta? Mai vedeți posibil scenariul ăsta? Eu nu prea văd posibil, dar mi-ar plăcea să văd un asemenea scenariu, pentru că atunci când au încercat USR-ul să facă cu partidul domnului Orban o coaliție, și au făcut coaliția asta și cu PMP-ul, da. Au, din trei partide, au obținut 8%, ceea ce este foarte puțin. Deci coalițiile de dreapta duc la micșorarea, nu la suma măcar a voturilor respective. Mm-hmm. E foarte greu ca dreapta românească să se adune, pentru că a condus în ultima vreme, a avut fragmente de conducere care au performat prost. Și atunci, dacă mergeți împreună, domnule Dâncu, dar fără a avea un candidat comun la președinție, PNL-PSD, fără liste comune la parlamentare? Nu știu, nu este exclus dacă vom gândi în momentul respectiv, dar e foarte greu în condițiile în care vom avea doi candidați în care se vor lupta în campania electorală, noi să ne proiectăm liste comune acolo, înainte de alegeri, pentru că dacă ar fi o distanță mai mare, să spunem, între alegerile prezidențiale și alegerile generale, atunci poate că s-ar fi putut gândi asta, dar este aproape exclusă, după părerea mea, pragmatic vorbind, această soluție. N-am discutat un partid în acest moment. Păi și atunci guvernarea asta, ni s-a spus public la momentul în care se face, că pleacă cu un handicap, că nu are un proiect de guvernare comun, pentru că el n-a fost validat ca și vot la alegeri, și că v-ați adunat de pe drumurile politice și ați făcut la un moment dat improvizația asta. Pare că perpetuați improvizația pe mai departe, negândind un proiect comun PNL-PSD pentru România următorilor 5 ani. Avem proiectul de guvernare care poate avea continuitate dacă ne gândim să facem asta, poate să aibă prelungiri în continuare. Deși nu știu dacă vom fi și în decembrie atât de încântați de prestația tuturor miniștrilor liberali, să zicem, din acest guvern. Dar vom vedea asta, vom evalua și noi în decembrie. Am înțeles. Și 30 de secunde, Traian Băsescu astăzi a fost președinte, și pentru că ați fost la apărare și știți foarte bine despre ce este vorba, a spus că în cazul unui atac al Rusiei, România nu ar putea rezista nici măcar 30 de zile și că, evident, ar fi cucerită. Și că astfel ar trebui regândită politica de apărare a țării, inclusiv reluarea stagiului militar obligatoriu. Credeți în teoria asta, obiectiv vorbind, pe datele și pe cifrele de înzestrare, de personal și așa mai departe, nu poate rezista România în fața unui posibil atac rusesc? Sigur că asta e o discuție subiectivă mai degrabă și nu știm, este mai degrabă o chestie de previziune, de experiment, în care trebuie să facem raționamente ipotetice. Este clar că noi avem în acest moment în jur de 70.000 de soldați profesioniști care sunt bine pregătiți, nu stăm bine la înzestrare cu adevărat, însă noi nu suntem singuri în acest moment. În acest moment avem, până la sfârșitul anului, cred că vom avea 10.000 de soldați profesioniști americani, francezi, portughezi, polonezi pe teritoriul nostru, care sunt aici, sunt forțele NATO care asigură poliția aeriană din Spania sau din Italia sau din alte locuri, care vin aici în situația asta. Nu mai putem fi gândiți ca fiind singuri în fața Rusiei. Suntem într-o coaliție și într-o alianță și restul este doar așa un raționament ipotetic. Am înțeles, chiar un scenariu fals. Bine, mulțumesc pentru discuție, domnule Dâncu, vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Scurtă pauză publicitară și revenim cu ministrul energiei Sebastian Burduș, dar răspundem la toate îngrijorările dumneavoastră. Cât de vulnerabilă e România în aceste zile caniculare, aflați după acest moment de publicitate.